Salutare lume! Ce faceți? Eu, în acest vlog, am să vă arăt ce poți face în Puerto Princesa. Pam, pam! Mai întâi, poți să mergi la Butterfly Garden, unde nu vei vedea doar fluturi. Poți să vezi și șerpi, pești, koi, păunul de Palawan, crocodilul de apă sărată, pisica sălbatică de Palawan, leneșul și nu în ultimul rând, puteți vizita un trib originar din Palawan care trăiește chiar acolo la Butterfly Garden și care o să vă ofere pe gratis niște spectacole de care o să vă bucurați cu siguranță. I've already sparked from listening and mental. And they put inside the dry grass, or dry to make bigger fire. Wow. And this is called salong or saheng. Apoi, după ce ai vizitat Butterfly Garden, poți să mergi la Mitras Ranch. Aici poți să te dai pe zipline, să te bucuri de această priveliște superbă sau să călărești un cal, un cal alb, de ce nu, sau maro, cum dorești. Apoi, neapărat trebuie să mergi la Baker's Hill, unde nu vei avea parte doar de prăjituri delicioase și băuturi răcoroase, dar te vei putea plimba, admira și poza în această grădină absolut superbă. Apoi, poți face o plimbare la Puerto Princesa Baywalk, plimbare pe care vă recomand să o faceți seara, deoarece ziua este foarte cald și nu vezi picior de om. Și vă mai recomand să mâncați carne de crocodil, pe care o puteți găsi la unul dintre restaurantele aflate pe promenadă, care costă doar 10 euro. Puteți să vizitați și Plața Cuartel, unde, în al doilea război mondial, 150 de prizonieri americani au fost arși de vii de către japonezi. Oh, oh, Doamne, ce vremuri! Bine că nu mai trăim în acea perioadă. Apoi, puteți să mergeți în Catedrala Immaculate Conception ca să vă rugați sau ca să admirați arhitectura, depinde ce doriți să faceți. Toate aceste lucruri le puteți face în Puerto Princesa. Eu sunt Adi Vlog, acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, v-am pupat și până data viitoare, vlogul l-am încheiat. Pam, pam! Dacă ești nou pe aici, atunci nu uita ca înainte de plecare să apeși butonul de abonare ca să ai ce viziona în continuare.